partea a doua a clipului, maghiarușul de poveste cu celelalte căsi și amintiri frumoase pe care le-am trăit și cred că le-ați trăit și mulți dintre voi. Mi-aduc aminte de cineva mai în vârstă care mi-a povestit cum i-au scos din sat pe țigani care s-au așezat în locuințele multora dintre sași goale și sași fiind plecați bărbații în putere, fiind plecați la război. Țiganii își băteau joc de femei și de copii și cei rămași și românii și împreună cu ungurii într-o noapte i-au scos afară din sat pe țigani. Și așa a continuat viața care am prins-o eu după. Mi-aduc aminte cum de sărbători, în special la Paști, pe câmp, unde era terenul de fotbal, ziceam noi, se legau un iepure cu o sfoară de un țăruș, iar alții legați la ochi. Trebuia să-l niverească cu o nuia. Distracție maximă, fiecare ca la picnic, cu mâncare, cu băutură, cu distracție era maximă. Mi-aduc aminte balurile care se făceau, coroanele de struguri care se puneau și se trăgeau la tombolă. Mi-aduc aminte cum jucam tot felul de jocuri pe drumurile satului și pe câmpuri. Distracție era darcă. Mi-aduc aminte cum se întâlneau joia tinerii din sat și se duelau în cântări, sașii cântau un cântec în germană, românii împreună cu ungurii cântau alt cântec, era frumos. Mi-aduc aminte cum se făceau șezători și se depănau tot felul de cântece și amintiri și dar în timpul ăsta se și lucra, se desfăca mălaiul sau alte. Mi-aduc aminte cum mergeam cu cânepa la Târnava, era plină curtea de puzderii. Multe amintiri frumoase în acest loc minunat care acum la bătrânețe regret că nu am stat mai mult. Amintiri pe care sper să le aveți și voi.